30 de președinți și vicepreședinți ai curților de apel din țară au trimis o scrisoare Consiliului Superior al Magistraturii prin care își exprimă dezacordul față de demersul unor judecători care merg la Bruxelles pentru a prezenta oficialilor situația din România. Totodată subliniază că ei nu susțin astfel de inițiative politice. În scrisoare se arată că existența statului de drept nu poate fi concepută decât prin respectul principiului independenței judecătorului și de aceea, atunci când s-a produs problema nesocotirii acestui principiu, magistrații au luat poziție, relatează Mediafax. Șefii curților de apel mai subliniază că dezaprobă transformarea nemulțumirii în forme radicale de protest, în respingerea vehementă a oricărui dialog cu celelalte puteri, în prezentarea trunchiată, nereală a faptelor în spațiul public de către unii judecători, în scopul obținerii unor efecte de stradă. În aceste condiții solicită CSM să ia act de poziția semnatarilor acestei scrisori și să ia măsuri de apărare a independenței. Scrisoarea se alătură și celei semnate de 30 de președinți și vicepreședinți ai tribunalului din România, prin care au cerut secției pentru judecători ACSM să restabilească de urgență cadrul în care judecătorii se pot manifesta, făcând referire la acțiunile de protest și suspendarea activității din ultima perioadă.